Procesul a fost întocmit săptămâna aceasta în Curtea Federală din California, iar principalele acuzații sunt nerespectarea contractului, nerespectarea bunei credințe și a unei înțelegeri corecte. Kanye acuză asiguratorul pentru că, cităm, nu a oferit o explicație corectă asupra neplății, nici vreo indicație dacă ar plăti vreodată sau dacă vor avea o decizie în această privință, bazându-se pe o presupunere, aceea fiind că artistul ar fi consumat marihuana. Turneul susținut de Kanye West, Saint Pablo, s-a întrerupt în luna noiembrie a anului trecut pentru că artistul a început să vorbească dintr-o dată urât pe scenă despre Beyoncé, Jay-Z, Hillary Clinton și mulți alții. Imediat după anulare, rapperul a fost spitalizat pentru o cădere nervoasă.